Cazarma Cavaleriei din Lugoj 1742. După experiența războiului cu turcii, desfășurate între anii 1737-1739, în urma căruia au fost asediate localitățile din partea de sud-est a provinciei, guvernatorul militar al Banatului 1740-1757 a dispus edificarea unor cazărmi de infanterie și cavalerie, printre care și cazarma Cavaleriei din Lugoj. În istoriografia Lugojului, toate sursele documentare indică anul 1742 pentru edificarea cazărmii de cavalerie. Cazarma a fost construită în stilul baroc provincial austriac târziu. Fațadele aveau decorații realizate în tencuială, încadramente cu colțuri evazate, volute. Astăzi, în Europa, puține imobile asemănătoare au mai rezistat timpului și intervențiilor făcute de-a lungul vremii. Hărțile cadastrale realizate în anii 1769, 1772, 1775, 1792, 1794, 1820, 1873 certifică permanența complexului militar dominat de cele trei corpuri ale grajdurilor dispuse în formă de U și a imobilelor cadrelor, la care s-au adăugat ulterior numeroase anexe, dintre care menționăm corpul lung care împarte curtea de apel în două, ridicat la mijlocul secolului al XIX-lea. În perioada interbelică, ansamblul de clădiri al cazărmii de cavalerie era compus din pavilionul ofițerilor sfârșitul secolului al XVIII-lea, corpul principal cu etaj și cele două aripi laterale, grajdurile, sala de mese, locuințele soldaților, a doua jumătate a secolului XVIII, corpul lung din curte, mijlocul secolului XIX, baia trupelor și brutăria, primele decenii ale secolului XX. Vechiul ansamblu de clădiri, cunoscut sub numele de cazarma de cavalerie, reprezintă o mostră de arhitectură militară, cu valoare inestimabilă atât pentru patrimoniul local, național, dar și european. Valoarea de patrimoniu a edificiului este strâns legată și de prezența în cazarmă a unor personalități marcante pentru istoria universală. În timpul războiului ruso-austro-turc, 1787-1792, farmacia de război și spitalul de campanie este transferat în cazarma din Lugoj, 17 august 1788. Împăratul Iosif al II-lea, împreună cu principele moștenitor Franț, viitorul împărat Franț I, fiul lui Leopold al II-lea, fratele împăratului, și generalii săi fac o vizită spitalului din Lugoj, aflat în cazarma cavaleriei. În primii ani ai domniei sale, tânărul împărat Franz Josef, aflat în tur prin părțile estice ale Imperiului, ajunge la Lugoj, venind de la Caransebeș, în dimineața zilei de 21 iulie 1852. Poposește circa 3 ore în cazarma cavaleriei, unde a și primit în audiență reprezentanții clerului catolic și al celui ortodox, precum și o delegație a târgușorului cameral Lugoj. Vechea cazarmă a cavaleriei este o mărturie a forței armate a orașului. Unitatea imperială de cavalerie a adus faimă lugojenilor. Regimentul de la Lugoj a adus mari bătălii contra trupelor lui Napoleon Bonaparte, cum ar fi lupta de la podul din Arcole. În timpul războaielor napoleoniene, cazarma cavaleriei a fost transformată în lagăr de tranzit pentru prizonierii francezi. Între 1792-1815, numărul celor care au trecut prin cazarma cavaleriei a fost de circa 2630 de soldați, din care 322 degradați. Cel mai mare rang a fost un general. Aflată într-o avansată stare de degradare, cazarma cavaleriei din Lugoj riscă să devină o amintire. A house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs worn by all of the
is a place where I don't.